Generația fără manuale, acesta este numele căpătat de sute de mii de copii din cauza unor gafe ale Ministerului Educației. Directorii de școli din județ fac eforturi uriașe pentru ca elevii de clasa 8-a să primească manualele într-un timp cât mai scurt, însă se lovesc de zidul Ministerului. Zilnic primesc pe mail situații și informări din partea inspectoratului școlar, dar nici până în acest moment nu au primit manualele. Elevii care au intrat anul acesta în clasa 8-a, au avut dintotdeauna probleme cu manualele, în sensul că licitațiile au fost întârziate și de aici au derivat tot felul de probleme. Deocamdată doar s-au făcut comenzile, sunt anumite edituri care au câștigat licitația, s-au făcut comenzile, însă manuale n-au venit la nicio disciplină. Nu este o noutate, în fiecare an școlar avem probleme cu manualele, nu numai la clasele a 8-a, dar acum situația deja este foarte întârziată, întrucât suntem în luna octombrie, iar manualele nu cred că vor ajunge mai devreme de sfârșitul lunii octombrie. Elevii spun că orele se desfășoară cu videoproiectorul în față. Se folosesc de manualele digitale, în cazul în care există unul. În caz contrar, ora de curs se face după ureche. O mare nevoie de manuale școlare, mai ales la disciplinele importante, deoarece, mărturisesc ei, învățământul online a fost un eșec total. Câte manuale v-au venit până în acest moment? Niciunul. În acest moment niciunul n-a venit. Cât de importante sunt? E nevoie de aceste manuale? Da, foarte. Pentru că școala online a fost destul de nasoală și ne trebuie manuale pentru a învăța. Până acum nu ne-a venit niciun manual și avem nevoie de ele pentru că ne e mult mai ușor, mai ales că suntem clasa 8-a și ne trebuie să avem ce trebuie să învățăm în față și mai ales acasă, ne-ar fi mult mai ușor. Clasa noastră are videoproiector și intrăm cât de des putem pe manuale digitale. Era mult mai bine cu manual pentru că se poate mult mai ușor învăța de pe acestea, dar ne descurcăm și cu videoproiectorul. Pentru a afla o situație oficială a manualelor școlare de clasa 8-a, am fost la inspectoratul școlar. Datele oferite arată că foarte multe dintre manualele cerute sunt în faza de distribuire sau, mai rău, abia în faza de licitație. În școlile din județul Olt au fost distribuite în proporție de 100% manuale de limba engleză 2. În curând s-au primit și urmează să fie distribuite următoarele manuale: educație muzicală, limba modernă engleză 1, limba franceză 1, religie, dar de la diferite edituri. În curs de achiziție, din cauza întârzierii licitației, următoarele manuale așteaptă să fie achiziționate: educație plastică, fizică, istorie, limba franceză 2, matematică, limba și literatura română. Până când toate manualele școlare vor fi distribuite, elevii și profesorii sunt obligați să caute surse alternative de parcurgere a programei. Acest fapt va avea consecințe negative asupra celor care în vara anului viitor vor susține examenul de evaluare națională.